După intrarea în Ierusalim, Domnul nostru Iisus Hristos a început să învețe poporul în templu. Și ziua era în templu și învăța, iar noaptea ieșind, o petrecea pe muntele care se cheamă Al Măslinilor. Și tot poporul venea dis de dimineață la el în templu ca să îl asculte. Luca 21:37-38. Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste 2 zile vor fi Paștile și Fiul omului va fi dat spre răstignire. Atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă. Atunci, unul dintre cei 12, numit Iuda Iscariotianu, ducându-se la arhierei, a zis: ce-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au făgăduit 30 de arginți. Matei 26:1-4 și 14:15. Și a sosit ziua azimelor, în care trebuia să se jertfească mielul de Paști. Și a trimis pe Petru și pe Ioan zicând: mergeți și pregătiți Paștile ca să mâncăm. Iar ei i-au zis: unde vrei să-ți pregătim Paștile? Iar el le-a zis: iată, când veți intra în cetate, o să vă întâmpine un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spune stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este încăperea în care să mănânc Paștile cu ucenicii mei? Și acela vă va arăta un foișor mare așternut, acolo să-mi pregătiți Paștile. Luca 22:7-12.
Din grădina Ghețimani, Iisus cu cei 12 apostoli s-a îndreptat spre locul unde urma să ia cina. A trecut Valea Cedrilor pe lângă mormintele lui Abesalom, Zaharia și Iacob. Iisus și-a continuat drumul pe lângă izvorul Siloam. Apoi Iisus ajunge cu apostolii pe muntele Sion. Muntele Sion este un loc sfânt din Ierusalim și binecuvântat de Dumnezeu. Aici, pe Sion, se găsesc unele din cele mai îndrăgite și respectate locuri atât de iudei cât și de creștini. Împăratul David și-a construit aici cetatea de apărare cu un turn înalt de unde supraveghea tot Ierusalimul. Pe Sion se găsește mormântul lui David, unde zilnic vin pe lângă iudei și creștini din toată lumea. Mormântul este amenajat pentru vizitare, separat pentru bărbați și separat pentru femei. Oh.